Bună ziua, azi vă voi arăta o rețetă de maioneză în două culori, maioneză mov și maioneză albastră, fără coloranți alimentari. Pentru această rețetă veți avea nevoie de, în primul rând pentru maioneză, 300 de ml de ulei de floarea soarelui, un ou întreg, crud, o linguriță de muștar, puține sare, pe care le vom pune în acest recipient. Adăugăm prima oară uleiul, apoi oul și muștarul și o să mixăm cu un mixer vertical, o să vă arăt imediat. Și o să vedeți la sfârșit cum voi face maioneza mov și cea albastră. Am adăugat toate ingredientele în bol. Oul, uleiul, sarea și muștarul. Vom folosi un blender vertical. Un mixer vertical pentru a face maioneza. Ok, maioneza mea este gata, așa arată. O să o împart în două boluri diferite pentru a face maioneza mov și maioneza albastră. Pentru maioneza mov vom avea nevoie de pulpa de la varza roșie pe care o veți pune în blenderul pentru fructe sau un procesor de făcut sucuri. Vedeți? Adăugați 3-4 frunze de varză roșie cu 400-500 de ml de apă și obțineți pasta aceasta, iar sucul am oprit doar cât am nevoie, vedeți, are o culoare mov închis, îl vom face albastru, vă voi arăta imediat. Adăugați un sfert de linguriță de bicarbonat de sodiu peste sucul de la varză roșie ca să fie albastru. O să vă arăt acum. Uitați culoarea, deci este un albastru închis față de culoarea de la varză. O să adăugați într-unul din boluri, după cum am zis, câteva linguri de lingurițe de zeamă de zeamă albastră, 3-4, iar în cealaltă veți adăuga pulpă de la varză roșie. Uitați maioneza mov, nu se vede extraordinar de bine deoarece bate lumina, dar are o culoare mov deschis. Și cea albastră. După câte vedeți pe cană. Adăugați un pic de pulpă de la varza roșie. Am pus ambele maioneze pe farfurie ca să vedeți un pic culoarea. Vedeți, asta este un albastru deschis, iar aceasta este un mov șters. Iar acesta este
sucul de la varzaru și amestecat cu praf, cu bicarbonat de sodiu. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, vedeți și celelalte rețete de pe canalul meu. Iar dacă vă place canalul, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul cu clopoțelul pentru a nu rata nicio rețetă video sau prezentare despre condimente. La revedere!